Bine ați venit la un nou episod cu un Jeep Wrangler atât de simplu, probabil că vedeți în spatele meu o culoare deosebită și vă întrebați, domnule, ce se întâmplă? Am să vă explic dacă stați aici un pic. Deci pe lângă faptul că avem o mașină nouă, 2024, super specială. Și de ce zic super specială? Păi e super pentru că este un 392, un Jeep Wrangler 392, adică V8 cu 470 de cai și 470 de Nm. I-au potrivit să fie bine, în cifre și să rețin eu ușor. Este și specială pentru că este modificată de Brut. Brut este o companie care modifică doar Jeep în Olanda și este adusă în România de MMG Autovision. Îi găsiți pe... În descrierea clipului, primul comentariu o să vă las site-ul lor, de unde puteți să vă comandați mașina asta super specială și nu numai asta, pentru că sunt mai multe versiuni și mai multe tipuri de customizare. O să vorbim de-a lungul episodului despre ce aduc oamenii ăștia în plus la acest Jeep. Pe lângă ce vedeți voi, avem și cheia personalizată cu carbon și logo-ul tunerului, dar... Cum spunea și Marius, dacă la majoritatea mașinilor deschidem portbagajul electric din cheie... La care ne iese. La care ne iese, că nu ați văzut că nu ne iese la toate. La asta putem să... M-am emoționat. Nu ne iese nici la asta. Ne-a ieșit mai devreme, dar acum din cauza claxonului m-am emoționat și n-am apăsat suficient de repede pe telecomandă. De data asta mi-a ieșit. Nu mi-a ieșit nici acum, dar mai tragem o dublă. Să chem ăștia poliția. Nu. Nu mai vrea, băi, frate, n-am vrut mai devreme. Ne certăm, auzi? O să o pornesc eu, să vedeți, se aude fantastic și o să o și conducem, dar până atunci hai să-i deschidem capota să vă arăt minunăția. Și mă sperie că la Jeep deschisul de... capotă, motor, se face foarte simplu. Bine, nu foarte simplu. Adică nu mai are... Adică poate să o deschidă oricine știe cum se deschide capota la Jeep și unde este siguranța. E aici. Ping! Tare. Unde-i bățul? N-am mai deschis capotul de Jeep până acum. Unde-i bățul? Unde-i bățul? Oricum, cert este că așa arată V8-ul 392. Superb. Uite și bățul, l-am găsit, ca să nu mai chinui cu capota. Și voiam să vă arăt că mașina echipată cu acest motor poate să intre în apă cam până aici, până la nivelul farurilor, să zicem, pentru că ea își trage aerul de aici de sus, fiind alimentat de priza asta și capota asta specială pentru Jeep. Cam asta diferențiază Jeep-ul 392 de un Wrangler Rubicon normal, capota și sistemul de evacuare. Bineînțeles, noi, pentru că avem un 392 modificat de Brut, mai avem niște lucruri despre care o să vorbim. Culoarea pe care o vedeți vine... mod special pe mașinile modificate de ei și toate elementele astea vopsite cu negru lucios. O să închidem capota ca să iasă lui Marius filmarea frumos din lateral, ca să vorbim și despre... Am uitat că la Jeep e cu siguranțele astea. Ca să arate mașina frumos din lateral, nu de alta. Capotă, bară, față, troliu vin din fabrică pentru 392. Roțile sunt puse de oamenii ăștia în Olanda. Sunt niște roți pe 35, echipate cu anvelope Mickey Thompson, Baja Boss, cu jante de 20. Bineînțeles, știți că foarte multe elemente la Jeep sunt nevopsite, cum ar fi oglinzile, mânerele ușilor, balamalele. Aici avem un logo Brut și, bineînțeles, mașina nu vine echipată cu aceste praguri electrice care ne facilitează accesul în mașină atât pentru ocupanții locurilor față, cât și pentru cei din spate. Bun, la partea din spate avem roata de rezervă, de aceleași
de aceeași dimensiune cu cele de pe mașină, bineînțeles tot 20x35, cârligul de remorcare care se poate scoate, niște lumini suplimentare de marș arier puse de oamenii ăștia din Olanda și evacuarea brut. Jeepul 392 vine cu evacuare stânga-dreapta, dar nu cu această variantă de tobă sport. Logo-ul brut aici pe spate și acum un portbagaj, pe lângă covorașele personalizate textile, o să le vedeți și pe cele din cauciuc și alea sunt personalizate, avem tot de la oamenii ăștia, pe lângă geanta de voiaj pe care nu avem de data asta cu noi, avem această trusă de întreținere a mașinii și de curățare cu cârpe și soluții de întreținut vopseaua și interiorul mașinii, pentru că, iar pomenesc interiorul, o să ne mutăm la interior și o să vedeți cum arată. Iată-ne la interior. După cum vedeți, tot interiorul este modificat de cei de la Brut Performance. Avem scaunele retapițate, față plus bancheta spate, cotiera, care vine piele perforată cu piele întoarsă sau alcantara, fețele de uși, capitonajul fețelor de uși, volanul îmbrăcat, bordul îmbrăcat în piele cu piele întoarsă, gurile de aerisire și ornamentele sunt din aluminiu, atât și schimbătoarele pentru interior. Covorașele de cauciuc sunt și ele personalizate cu logo-ul Brut, scaunele electrice astea vin de la Jeep, de la 392. Bineînțeles, blocant față-spate, priză de 12V, butoanele geamurilor electrice și iarăși în premieră avem acest sunroof electric cu care mașina vine dotată, bineînțeles, la o singură apăsare de buton, el poate să meargă până în spate sau puteți să-l opriți unde doriți. Cu această opțiune nu mai ai nevoie să-ți dai ușile jos și să-ți lași accesoriile astea acasă pentru a merge cabrio. Mi se pare atât de simplu, doar apăsarea unui buton și ești aproape cabrio. Așa arată bancheta din spate, îmbrăcată în piele, cu cotiera, care e și îmbrăcată în piele, suportul de pahare, bineînțeles, covorașele personalizate, tapiseria fețelor de uși îmbrăcată, gurile de ventilație sunt și ele personalizate cu Brut, priză, două USB-uri și loc limitat pentru oamenii înalți. Ca să nu mai zic că eu am o mare problemă la mașina asta, mai dau cu capul în boxele astea. Dar dacă cei de la Jeep au considerat că așa trebuie să fie. Stai cu capul la locul tău sau ții o cască. Nu stai să faci figuri pe aici. Da, foarte tare. Cabrio, soare, azi am prins o zi bună. Îi dăm drumul, că dacă tot n-a pornit, și bineînțeles că nici nu pornește acum, am ușile deschise, dar eu mai încerc pe parcursul filmărilor să o pornesc din cheie, că ea mai devreme a pornit. Hai să închidem, ce să închidem? Să încercăm să pornim mașina din spate. Din spate? Crezi că din spate pornește? Mai încercăm o dată. Merge de data asta. Pe suflet! Pe suflet te unge! Și poți o și opresc din cheie. Hat. Vezi? Mergi. Am apăsat pe alt buton. Asta e. Suntem aici la studioul nostru, pista noastră privată, unde putem să facem și gălăgie și să și accelerăm ca nebunii, că mașina asta poate. Și poate bine de tot, v-am mai zis. 4,5 secunde cu monstrul ăsta până la 100 de km la oră, e ceva fantastic. Aici vă arăt, nu știu cât de tare se aude în mașină, eu fiind acum cabrio, nu știu cât de tare se aude evacuarea. Și nu e blană, mai aveam pedală. Vorba aceea.
Vreau să vă arăt cum se aude cu clapeta închisă. Poate doarme copilul și nu vreți să-l deranjați. Acceptabil, nu? Adică e o diferență în opinia mea. Să nu uităm că mașina asta vine cu punte rigidă pe față și atunci condusul ar trebui să fie îngreunat, dar eu nu simt nicio problemă aici. Nici la viraje, nici la linia dreaptă. Dar n-am cum să merg cu clapeta închisă. Pe cuvântul meu, că nu e păcat de Dumnezeu. Jur. Adică să ai sunetul ăsta. E păcat. Jur. Și dacă mergem în modul manual, putem să folosim și clapetele de accelerație. Nu știu dacă pot să ies pe aici, sper să nu mă fi rătăcit. Putem să folosim și clapetele de accelerație, clapetele de schimbat, treptele de viteză pentru inferioare. Aș vrea să închid asta. Mă bate soarele în cap și după aia vorbesc prostii, vorba aia. Sunt a patra. Ah, n-am vrut, scuze. Am apăsat din greșeală pe controlul radioului. Ce-ai, mă, o plăcere. O plăcere, benzină nelimitată. Să fie și... Dacă făcea și rev meci, mă culcam. Mă duceam acasă și mă culcam, nu mai făceam nimic aici. Dacă făcea și rev meci. Da, nu e cazul. Printr-o simplă mutare a schimbătorului de viteze, cu degetul ăsta rupt, mașina devine automată la loc. Doamne, cât frumos! Dar mă, n-are cum să nu-ți placă, jur. Na, trebuie să fii, nu știu, greșit total să-mi spui că ți-ai luat o mașină electrică. Acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Sper că urmează să vă comandați un Jeep Wrangler 392 de la Brut, prin băieții ăștia, și să-mi lăsați comentarii să ziceți: da, mă, Daniele, la tine l-am văzut, mi-am luat, mi-a plăcut, sunt foarte mulțumit. E tot ce mi-am dorit de la viață.